Capă cine poate, trecem totuși mai departe, zic. Ceva foarte tare, foarte tare, e Dumnezeu. Deci Nicușor Dan, eu cred că e Dumnezeu pe pământ. Deci chiar suspectez câteodată. De ce? Numai dacă ești Dumnezeu pe pământ, ești atât de, cum să zic, de... Prietene, el împărățește cumva lumea. Înțelegi? Așa, adică această atitudine oare. Adică, băi, este Dumnezeu pe pământ. Uite-te tu un puțin. Deci murim, zice. Zice așa. Nicușor Dan spune că situația căldurii în apartamentele din București e mai bună decât anul trecut. Au fost și niște ghinioane. Asta cu ghinioanele m-a rupt. Bă, asta e superbă. Deci cum? Au fost și niște ghinioane? Primarul general al Capitalei Nicușor Dan spune că situația furnizării agentului termic în apartamentele bucureștene este mai bună decât în anul anterior, menționând că își bazează comparația pe date statistice. Bun, nu, să le facă publice. Adică n-am. Așa. Eu am centrală. Și iar dacă n-aș avea, am aer condiționat. Dau drumul la el, să face cald, plătesc factura la coerent. Oricum, înțeleg, curentul electric e verde. Am înțeles că nu e. Deci nu e pe petrol. Deși centrala e pe gaz. Apropo, asta e, a umblat astăzi pe WhatsApp astea, că Facebook n-am... Deci totuși, fabulos totuși că a doua mea pagină de Facebook a fost blocată după 20 de minute de la înființare. Deci asta totuși mai tare de atât nu există. Închid paranteza. Ok, deci a umblat o glumă foarte tare astăzi. Zice, știți de ce n-au dat jandarmii cu gaze când au intrat oamenii ăia, protestatarii, în curte la Palatul Parlamentului? Deci că s-au scumpit gazele. Deci asta a fost ce... Bun, în sfârșit. Așa, hai să citim totuși ce a zis Nicușor Dan că murim. Ce? Avem mai puțin de două luni de când am dat drumul la căldură, deci putem face o comparație cu anul trecut. În situația acestui an, din punct de vedere statistic, și avem toate datele, avem inclusiv un call center, unde primim telefoane de la oamenii care au probleme cu căldura sau apa caldă, este ceva mai bună decât anul trecut situația. Anul trecut a fost anul de minus. Au fost și niște ghinioane. Totuși asta să-i voși ghinioanele este superb. Au fost și niște ghinioane care vin tot din evoluția asta imprevizibilă a cotației gazului. Deci ia uite bă ce ghinion am avut cu gazul ăsta. Firar era al dracu să fie ce. Da, asta e superbă totuși. A? Dar vreodată, de exemplu, dacă, nu știu, la anul, să zicem că se întâmplă de duduie apartamentele, de căldură, să nu știu ce să zică, domne, sigur că situația e mai bună, nu știu ce, am avut și câteva momente de noroc. A? Adică, superbă asta. Dar ce s-a întâmplat cu, domne, ghinion? Superb. Nicușor Dan cred că a luat lumină în meditații, a luat meditații, nu la matematică, nu era cazul, la fizică, nici acolo nu cred că era cazul, dar așa, de la președinte și a zis, frate, cum a răspuns omul pe care l-au ales românii de două ori cu o largă majoritate când a fost întrebat de ce el da și alții nu?